încă o ediție a expoziției UCHR la SADU, unde deja e a doua prezență. În mod surprinzător avem un mare număr de câini, cred că undeva peste 150 de câini sunt prezenți, nu doar înscriși. Sunt din foarte multe rase, ciobănesc de Asia Centrală, ciobănesc caucazian, kangal, acbaș, malaclâi, rase mici, inclusiv poodle, shih tzu, beagle. Deci, în esență, avem foarte, foarte multe rase, foarte mulți oameni pasionați, pur și simplu, mulți iubitori de câini. Face o deosebită plăcere să fim alături de UCHR la această minunată expoziție din partea Club for Paws, sponsorul principal al organizației UCHR. Număr neașteptat de mare, foarte mulți câini, calitate bună și încercăm să venim cu un suflu nou în kinologia românească. În cazul raselor unde așteptările sunt și bazate și pe temperament, suntem deocamdată singurii din kinologia românească care avem și testul cu atentator. Este un suflu nou și sperăm ca oamenii să fie interesați de doar și inclusiv și de acest aspect care este foarte important, deoarece pe lângă tipicitatea, pe lângă morfologia raselor, încercăm să păstrăm și caracterul. Prin expozițiile noastre la UCHR încercăm să aducem în prim plan câinii, tipicitatea raselor și nu în ultimul rând o colaborare între om și câine. O expoziție de frumusețe, pe lângă faptul că sunt o grămadă de rase de diferite tipuri, încercăm să scoatem în evidență caracteristicile acestor rase și să promovăm ceea ce este tipic fiecarei rase în parte. Fiecare dintre noi, cei care suntem arbitri invitați aici, suntem specializați pe anumite tipuri de rase, anumite rase și sperăm să putem îndruma în cel mai corespunzător mod concurenții care astăzi ne-au investit cu încrederea domeniilor lor și ne-au cerut părerea în privința arbitrajului.